Un adevărat colț de rai se dezvăluie privirilor celor care ajung în județul Mehedinți. Cel mai spectaculos defileu al Dunării poate fi admirat în adevăratul sens al cuvântului, cu ajutorul embarcațiunilor. Obiectivele turistice din această zonă sunt cazanele mari, cazanele mici, unde puteți vedea în cazanele mari tabula Traiană, care este pe malul Sârbesc, chipul lui Decebal, se oprește la fiecare obiectiv, se face poză, Mănăstirea Mraconia, La Balon, care este iar pe malul Sârbesc, Grota Veterani, care dacă e apa scăzută nu se poate intra, dar de obicei vara se intră, și Peștera Ponicova. Orșova, Ișelnița și Dubova sunt localitățile ce îmbie pe turiști cu frumuseții rare. Cei care ajung în zonă, o plimbare cu barca pe Dunăre este obligatorie, mai ales că astfel pot fi admirate de aproape câteva dintre atracțiile turistice ale Clisurii. Ajungi în Orșova, am fost curioși să aflăm mai multe detalii despre traseu. Pot să spun că le oferim o croazieră de neuitat în cazanele Dunării. Ca și durată, croazierei este de 1 oră 45 de minute dus întors, toate obiectivele, adică Golful Orșovei, zona Ișelnița, primul obiectiv turistic pe malul Sârbesc, tabula Traiana, după care intrăm în cazanele mici, unde se vizitează chipul lui Decebal, Mănăstirea Mraconia, Golful Mraconiei. Mergem mai în față, intrăm în Golful Dubovei, trecem de Golful Dubovei, intrăm în cazanele mari, unde sunt două obiective, Peștera Ponicova și Grota Veterani. Plimbarea cu embarcațiunile este cel mai ideal mijloc de vizitare al acestui loc, ținând cont de faptul că anumite obiective turistice pot fi văzute chiar din barcă. Cazanele mari, care doar din barcă se pot vedea, acolo sunt câteva obiective turistice importante. Unele din ele, adică unul din ele a dispărut, adică mă refer la Leaua Galbenă, la Leaua de Cazane, care undeva până în 10 mai a existat. Apoi, ce să spun, senzația este cu totul altfel decât este pe drum. Croazierele durează în jur de 2 ore, costul per bilet de persoană este de 50 de lei, da? Pentru adulți și 25 de lei pentru copii. Numărul de persoane este mediu, adică se pleacă cu minim 7 persoane, maxim 11. De asemenea, centrul de agrement Danubius oferă plimbări atât cu barca cât și cu vaporul, iar clienții au la dispoziție și o terasă. Centrul nostru de agrement Dunavis oferă plimbări cu șalupa și cu cele două vapoare. Programul este începând de dimineața de la ora 8 până la ora 21, inclusiv terasa este deschisă. Costul unei plimbări cu șalupa, atât la vapor cât și la șalupă, este de 50 de lei de persoană. Copii până în 4 ani gratuit, între 4 și 10 ani, la jumătate, adică 25 de lei. Peste 10 ani, preț întreg 50 de lei. Reprezentanții locului ne-au invitat și pe noi să simțim pe pielea noastră senzația pe care o oferă o croazieră în cel mai spectaculos defileu al Dunării. Pornind din Orșova alături de un ghid turistic, am avut ocazia să aflăm toate misterele și secretele de pe Clisură. Bine ați venit la bordul ambarcației, mă numesc Cătălin și voi fi ghidul nostru în această plimbare, în această croazieră. Ne aflăm pe lacul de acumulare Orșova, lac care s-a format datorită construcției hidrocentralei Porte de Fier 1, lucrare făcută între anii 1964-1972. Exact unde ne aflăm noi aici era Orșova veche. Locuitorii în acel timp au fost ajutați de câte autorități cu bani și material de construcție, iar ce vedeți în partea din spate este Orșova Nouă. Toate obiectivele la care vom merge vor fi în partea dreaptă, în amonte, către Moldova Nouă. Când vom merge la ele pe partea stângă, va fi Serbia, pe partea dreaptă România. Singura localitate pe itinerariul nostru, pe partea sârbească, este localitatea care se poate vedea în partea din față, dar mai bine când vom ieși pe șanalul navigabil denumită localitatea Techia. La aproximativ 6 km pe partea noastră, comuna Ișelnița. O să mergem în cazanele mici și cazanele mari. De ce mici și mari? Datorită adâncimii apei. În cazanele mici, măsoară apa în unele locuri aproximativ 60-70 de metri adâncime, în cazanele mari sunt anumite zone unde apa măsoară și peste 100 de metri.
Călătoria cu barca îi lasă pe mulți cu gurile căscate. Plimbările cu embarcațiunea, pescuitul sau relaxarea pe șezlongurile de la pensiuni sunt câteva dintre motivele pentru care turiștii revin aici de fiecare dată. În plus, peisajul pe care Dunărea îl oferă este mirific.